Hundred percent certified pirate. Hi, Salo, wait, she been already no video clip. Uh, în vedel de astăzi o să vă arăt niște meciuri în care l-am ajutat pe Hira care este la momentul actual unul global și are 60.000 de trofee, deci omul e în e pe push Maxim, vrea să facă toți rang 35 într-o singură sezon și l-am ajutat uh, astăzi uh, să facă două ranguri 35, dar înainte să începem cu meciurile apăsați și voi butonul de like și de subscribe dacă n-ați făcut-o încă să facem și noi măcar 1500 de like-uri la acest la acest videoclip, dacă se poate, și desigur, subscribe-ul ăla ca să facem cât mai mulți abonați, măcar 50.000 până la, nu până la sfârșitul anului, dar măcar să facem acolo cât mai mulți abonați, um, o să încerc să postez zilnic, dar este destul de greu uh, la momentul actual, pentru că na, am și eu diferite probleme, diferite probleme, ies mai mult și nu prea apuc să filmez, pentru că și acum este ora aproape 6 dimineața când filmez acest videoclip până o să-l editez, până o să-l postez o să, o dureze ceva, deci a, după cum vedeți și voi, l-am ajutat să facă Lu, rank 35 este Hira mă rog, unul global la moment actual l-am ajutat să facă acest Lu și Derilul să-l facă rank 35, după cum vedeți o să vă arăt și meciurile cu Deril și meciurile de final cu Lu cu rancurile 35, n-am pierdut absolut niciun meci și da, um, să vedem, este momentan desigur este unul global, este cam la 1000 de trofei distanță de Twisty Tweak, eventual o să facem și ceva um, a videoclip și cu Twisty eventual dacă, dacă ați vrea voi um, mulți ați întrebat ce s-a întâmplat cu clubul um, a fi Goodman s-a împărțit în două sau trei cluburi nu știu exact sigur, în câte 30 de membri și desigur fac parte și eu din uh, din primul club, adică la principal. Și da, asta fi spuse, am lungit foarte, foarte mult acest intro. Hai să trecem la meciuri. Bun, trecem la primul meci. Am um... Suntem aici pe mapa trecută, pentru că era undeva la 3 dimineața când am jucat aici, deci um, mapa asta este Super Stadium, înainte să vină cea nouă, deci vedeți și voi, a juca cu Daryl, eram aici cu Max care juca B, iar eu jucam Sandy, acum na, Sandy este overpowered, am zis să l juc cu Sandy pentru că de ce nu, desigur era primul meci al zilei, aici, ei, nu știu cum am reușit acolo să ratez, dar uh, a fost destul de aiurea din partea mea, dar uh, este ok, este decent, um, după cum vedeți și voi, nu prea aș vrea să apăs pe ecran pentru că se face chestia asta cu replay-ul dar am um, vedeți și voi, mă rog, sunt niște replay-uri pentru că am jucat pe telefonul meu principal și nu prea am apucat să filmez acolo, dar nu este atât de mare problemă, vedeți și voi, sunt niște meciuri normale. Um, după cum vedeți, într-un fel uh, auticul ăla, nu știu exact ce ai putea să faci cu tic, dar uh, vedeți și voi un gol destul de ciudățel aici, sincer, nu prea știu exact cum o intra chestia aia în poartă, dar avem 1-0 sunt destul de aproape și de sensor, dacă nu mă înșel, dacă nu l-am folosit. Vă rog să mă scuzați pentru că, na, s-ar putea să mă puțin pentru că este destul de târziu și n-am văzut ce vă să mă, sunt obosit, poate nu nu gândesc, dar un meci foarte, foarte lejer. Hai să trecem la următorul meci. Bun, voi, să trecem la aparent ultimul meci de rang 35 pentru Derilul lui. Am, um, din păcate, Sasuke, mă rog, o văzut că joc pentru că mă are la prieten, nu văzuse că sunt activ și pe Discord Am um, Și, în general, nu prea am jucat atât de mult Brawl Stars, așa că o văzut și el că mă joc cu Hira și îl ajut O zis că vrea să-l ajute și, na Fix în ultimul match al lui Hira de rang 35, din păcate, ne-o dat snipe și, desigur, na, vedeți și voi, ne-o lăsat uh, pentru că nu vrea să ne bage bețe în roate, să zic așa Deci, uh, meciul este deja câștigat, așa că hai să trecem la de fapt, stați puțin așa să vedeți cum face rank 35 pentru că asta este destul de important, nu? Până la urmă este un achievement acolo, deci uitați-vă și voi, frumos, rank 35, nu prea i-a plăcut lui pentru că eram și vocal cu el, nu prea i-a plăcut pentru că până la urmă și el filma și nu, nu a vrut să, să primească snipe la ultimul meci, dar asta este, hai să trecem la următorul meci. La următorul meci, după cum vedeți, este Poco Double Tank, um, pe mapa asta Super Stadium, avem... Uh, Tara, Lu și cu Sandy pentru că el cum a făcut de la rang 35 eu zis că vrea să facă și Lu așa că am stat și l-am ajutat. De data asta l-avem pe Sasuke aici care a intrat să ne ajute și pe noi. Um... Vedeți și voi, Poco Double Tank într-un fel sau altul Avem Counter dacă jucăm bine Adică lui este destul de bun cel pe mapa aceasta Vedeți și voi Sasuke acolo Dacă își face pull este kill destul de garantat Iar eu pot să-mi folosesc gadget eventual Să dau golul sau așa mai departe Vedeți și voi aici o pasă super super bună acolo din partea mea la Hira Un gol foarte foarte lejer pentru noi Dar um, lucrurile nu o să meargă atât de, ra de, rapid Adică cel puțin a dat un gol destul de rapid Acolo 30 de secunde <coughs> Dar uh nu prea o să putem să-l dăm pe al doilea atât de rapid, vedeți și voi că ne țin destul de binișor, chiar am pus mingea în colț, um, am făcut respawn acolo puțin, în mod normal nu ar trebui să fie o meci atât de greu, um, mai ales dacă deja avem controlul, în mod normal cu Poco Double Tank, dacă nu reușești prima interacțiune să dai gol acolo, este destul de greu, sincer să fiu, să ții controlul ca să reușești tu să dai gol, uh, pentru că na, putem să facem cycle destul de lejer odată ce are um, Lu ultimata Sasuke ultimata, uh, iar eu dacă mai fac și Sandstorm-ul este deja GG. Uh, vedeți și voi, pur și simplu, efectiv gheața aia uh, e, e foarte, foarte bună contra Tan și contra, în general contra compul ăsta și ne-a ajutat foarte, foarte mult. Sincer, aici am încercat să dau gol. Din păcate, nu am reușit. Am dat acolo stand decât la acea Jackie. Aveam mult, dar știam deja că meciul este GG, adică nu prea mai aveau ce să facă. Decât făceau respawn-ul și pierdeau timpul nostru, cum ar veni. Un pul acolo, na, prank shot-a ul acela. Știam deja, practic, meciul este câștigat. Nu prea aveau nicio șansă, dar... Făceau respawn-ul ăla destul de mult și odată ce faci respawn-ul ăla E destul de greu să dai gol. Deși în mod normal îi tot batem într-una Vedeți și voi tot îi, îi dărâmăm pe aici Dar nu prea reușim să dăm gol Pentru că tot fac respawn acela Vedeți și voi ținem controlul Nu vrem să ne băgăm mai urea Pentru că na, e destul de de nasol Dar aici e un team wipe și un gol foarte foarte lejer Pentru că dacă faci team wipe e deja gol asigurat Hai să trecem și la următorul match De data aceasta avem aici Nita, Bell și cu Max Um, o copt destul de decent Adică pe mapa aceasta Dar eu zic că stăm mult mai bine ca ei Adică este un meci destul de scurt Desigur pentru că De ce nu uh, Am reușit acolo să-i bate În vedeți ce voi cât de bine Presez acolo cu Sandy Pur și simplu Nu prea au nicio șansă um, Sincer aici în mod normal trebuie să fie gol, dar oricum am reușit acolo să dăm gol, adică o pușat Hira destul de ar vedeți și voi un gol foarte, foarte lejer acolo din partea noastră, deci adică am presat foarte, foarte bine, uh, Maxul vă că este furios acolo pe Bel pentru un motiv sau altul, iar chestia asta, uh, doar pentru că el a început să dea în coechiperul lui, ne oprit destul de multă poziție, după cum vedeți, plus aici mi-am făcut și sensorul, este deja GG, adică uitați-vă și voi, nu mai am absolut nicio șansă, um, mă rog, acolo deci nu mai aveau absolut nicio șansă, un meci foarte foarte rapid și lejer pentru noi. Uh, hai să trecem la ultimele două meciuri și meciurile de rang 35 pentru Lu. Ok, băi, trecem la penultimul meci. Am um, și voi Double Mortis. E ceva unicat, double Mortis și cu tara. Um, dacă acești morti știu cât de cât puțin să joace și care este treaba, e destul de greuț, dar e bine pentru noi pentru că avem acolo. Um, o Tara care Tara dă foarte foarte mare la uh, Foarte foarte mare counter la cei mortiși Plus avem un Lu care se mai descurcă cât de cât decent Contra mortiși uh, Dar vedeți și voi acolo Tara o spart um, Mă rog Sasuke o spart acolo midul Ceea ce este un lucru destul de bunicel Sincer să fiu, de ce nu um, Eu mi-am făcut sensorul ul I-am dat aici o pasă la Hira, dar Mortisul ăla aproape că ne-o bătut pe amândoi. Deci dacă nu era ultimata lui Hira, ne bătea efectiv pe amândoi. Aici am încercat acolo să dau cu gadgetul, dar... Uh, adică nu trebuia să folosesc acolo, sincer, gadgetul, dar vedeți și voi aici, Hira o pasă acolo la mine, m-am regenerat în timp și am reușit să dau un gol foarte, foarte lejer. Deci o sincronizare destul de bunicică. Aveam Sandstorm-ul, deja merciul, meciul sincer arăta puțin cam GG, nu prea mai aveau nicio șansă. Era aici cu un shoot, habar n-am cum mori și acolo să-și ataraia gol, dar o meci foarte, foarte lejer acolo din partea noastră. Hai să trecem și la ultimul meci, meciul de rang 35 pe Lu. Bun, trecem la ultimul meci și cel de rang 35. am din nou, Crow, Mortis și cu Stu. Acum Mortisul poate să pună probleme destul de mari dacă joacă foarte foarte bine Crow nu prea e o alegere atât de bunicică, mai ales pe mapa aceasta. Iar Stu, adică Stu e Stu. Într-un fel avem counter pentru Stu, nu prea are ce să facă stu -ul acela. Dar vedeți ce voi aici, un gol trebuia să fie destul de lejer acolo, dar oricum vedeți și voi Mortisul nu are suficient de damage, deci poți să intru foarte, foarte lejer acolo în poarta cu ea. N-am riscat absolut nimic să dau pasă sau chestii de genul. Pur și simplu am luat-o, am intrat cu ea în poarta, avem 1 la 0, aveam sensul meciul ăsta arăta perfect la momentul actual. Uh, M-am dus acolo pe mid, vedeți și vă uitați-vă la Mortisul ăsta. Efectiv a intrat în mine și m-a bătut și pe mine și pe Hira instant. Partea bună este că nu o să ne luăm gol pentru că aveam și eu gadgetul, l-am dat acolo pe acel stum. Adică e bine, nu ne-am luat, ne luat, gol, practic, deci e, eu zic că stăm super, super bine. Uh, nu știu exact ce a fost chestia aia pe Hira, eventual au vrut să-și arunce ultimata pe acel, uh, pe acel crow, dar vedeți și voi, din nou, mortisul efectiv mă poate bate foarte, foarte lejer, dacă nu-mi dau gadget în el și să fug, efectiv mă, mă distruge, mai ales dacă are ultimata, desigur, pentru că ultimata e importantă, dar, uh, din nou, mi a făcut sens drumul, i-am dat aici o pasă la Hira, iar Hira o să cerci un trick shot, presupun că pentru video, dar, din păcate, nu e reușit, totuși, meciul este deja câștigat, pentru că, na, nu mai e absolut nimeni care să apere și pur și simplu un gol cu porta goală, nimic special și meciul de a rang 35, efectiv a reușit să facă rang 35 și da. Bun băieți, cam asta a fost și videoclipul de astăzi, sper că v-a plăcut, acum na uitați-vă și voi, știu că în practic arată că am făcut, că au făcut 60.000 dar are peste 60.000 um, derilul și cu Lu l-am ajutat eu să facă, ești nu știu când l-au făcut și nici Mortisul, vede și voi omul e absolut insane are efectiv fiecare brawler 1200 de trofee la moment actual, deci uitați-vă și voi 50 de brawleri, 1200 de trofee și încă mai are o grămadă de timp din sezon, deci când postez eu acest videoclip mai are 13 zile din sezon, este absolut insane omul, nici măcar nu am cuvinte, deci... Nu știu, eu cred că o să reușească să facă, sincer, absolut toți Brawl Rank 30 într-un singur sezon, eventual 61.000 cred că reușește să facă, deci omul e absolut insane, nu prea doarme, dar ce pot să zic? Ăsta a fost și clipul de astăzi, sper că v-a plăcut și de sigur ne vedem data viitoare să aveți o zi sau o seară faină, depinde când vedeți acest videoclip numai bine, pa! pa!